Fizica cuantică ne spune că toți suntem formați din foton, din lumină. Iată cum știința astrofizică spune. La început a fost Big Bang, a fost un punct de lumină care descrie atât de super, de minescu, fantastic, colosal. Nu? Ce a fost înainte? Toată lumea se întreabă, ce a fost înainte de momentul zero al Universului? Și am spus, nu e momentul zero. Momentul zero nu e decât Dumnezeu. O zecime de secundă mai târziu începe Universul. Până atunci, spunem noi, n-a fost timpul și spațiu. Și vezi că o spune atât de fantastic, de superb. Umbra celor nefăcute nu începuse să se desface. Adică ele erau în proiect, în gândirea Creatorului, dar nu începuse încă. Și apoi vine, dar deodată un punct se mișcă cel din tâi și singur, iată-l cum din haos face mumă și tot fel devine tatăl. Aceste versuri, care traduc de fapt imnul cosmogonic în Vedea Noua, iată că știința are o filiație mult mai veche, foarte veche, că s-a gândit și înaintea noastră, nu suntem primii care gândim, dar domnilor, dacă doar știu și sunt un tip de cultură, dar nu aplic nimic și nu fac nimic cu ceea ce știu, este zero, zero, zero. Noi trebuie să învățăm ceva pentru a putea să facem ceva. Eu spun studenților mei, dacă o știință nu te duce la un rezultat concret, practic, real, nu este știință sau inutil să-ți încași creierul cu ea. Ceea ce discutăm noi are o finalitate pragmatică, ne duce undeva, știm să facem ceva. Și asta este primul tuturor lucrurilor. Așadar, la început a fost o lumină. Păi nu se spune în Cartea Sfântă să fie lumina. Numai că lumina pe care în care suntem noi, din care noi suntem formați, făcuți, nu este lumina aia din care este făcută lumea de dincolo. Acea lumină eu am văzut-o la Ierusalim, la Sfântul Mormânt, în momentul în anul 2000, când au fost evenimentele cu comemorarea 2000 de ani de la evenimentele cu Iisus. Este o lumină albă, strălucitoare. Aceasta este o lumină vie. Ei bine, ce rol are toată povestea asta, când vă spun asta cu lumină? Are. În momentul în care eu stimesc pe cineva, îi trimit lumină. O, să spui, asta e poezie, domnule, ce spui dumneata. Da, numai că poezia asta poate fi măsurată. Suntem doi iubiți, suntem doi prieteni. Mă gândesc cu drag la prietenul meu, la mama mea, la fratele meu. Ei, acolo unde este el la 1000 sau la capul celălalt al Pământului, dacă ai un aparat de înregistrat fotonii, vei constata că e un număr imens de fotoni. Noi toți emitem lumină. Care are o importanță extraordinară. În momentul în care ne îmbolnăvim, emisia de foton este din ce în ce mai redusă. Cancerul stinge lumânarea. Boala ne aduce întuneric. Nu mai emite lumină. Dacă gândim negativ, cu ură, cu dorință de răzbunare, cu bârfele de care suntem atât de pricepuți, uitați-vă la cei doi poli din țara asta să vedeți toate insultele și tot întunericul ăsta cade pe bietul ăsta popor care tace, tace, tace. Să tace. E bine, orice gând negativ, orice sentiment, orice trăie negativă, înseamnă întuneric. Înseamnă că în momentul acela nu îți vorbește Dumnezeu, ci vorbește doar răutatea din tine. Pentru că Dumnezeu înseamnă, prin excelență, lumină. Și o lumină albă, albă și strălucitoare. Dumnezeu este, prin excelență, iubire. Toți cei care vin de acolo vorbesc despre iubire copleșitoare. Spune, niciodată pe pământ n-am simțit o astfel de iubire. Este ceva formidabil, extraordinar. Poate doar în extaz. Să poți trăi asemenea lucru. Așadar, ce efecte are o gândire non-conformă cu legea fundamentală, legea morală a Universului? Păi iată experiență. Să iau o mostră de ADN-ul, deci substratul genetic al nostru, îl duce la o distanță și insul de la care se recoltează, să prezintă mai multe scene pozitive și negative. Tot ceea ce este negativ,
strânge ADN-ul, constrânge și tot ceea ce este pozitiv la seară. Asta are o importanță, aparent ce v-am spus eu, este o banal fapt științific. Această experiență. Ei nu. Pentru că gândirea mea negativă strânge ADN-ul și păstrează toate elemente de ordine patologice. Așadar, după imperativul iubirii, Iisus vorbește de imperativul iertării. Dacă vrei să-ți vindeci o boală, din toate ceea ce v-am spus acum, trebuie să te împaci cu vecinul tău, pentru că ADN-ul tău e așa. Și nu-ți permite vindecarea, pentru că ADN-ul are nevoie de relaxare. Iată, după 2000 de ani, explicat acest fantastic imperativ lăsat de Iisus, iertare. Vreau să vă spun, v-am spus că Iisus e deasupra lui Buddha, lui Pitagora, etc., etc. Îi rog pe Sfântul Părinte să înțeleagă că nu fac aici comparație de drag comparației, ci pur și simplu vreau să arăt că nimeni până la Iisus n-a vorbit de iertare. Și venim după 2000 de ani cu experiențele concrete să demonstrăm că, iată, și acest imperativ are explicație științifică splendidă. Deci, întotdeauna am învățat că ne comportăm ca niște ignoranți unii față de alții, toate gândurile noastre, e un nor negru care se situează deasupra noastră. Pentru că, iată un lucru fantastic, pe care ne l-a lăsat Creatorul. În momentul în care noi privim un lucru, gândim, noi ne creăm o proprie realitate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a lăsat șansa să fim co-creatori de realitate. Deci mintea mea este un flux de electroni, de subparticule, quarks, etc., etc., pozitroni, neutroni și mai departe. E bine, fluxul minții mele acționează asupra fluxului din câmpul cuantic și creează propria realitate. Realitatea pe care o creează este dependentă de capacitatea mea de a interpreta lucrurile, de informația pe care o am, deci de cultura mea, și în sfârșit un lucru cumplit. De interesele mele. Dacă interesul meu este că sunt în partidul țărănist, eu voi țipa sus și tare, că vreau așa. Dacă celălalt este partea opusă, el vă spune sus și tare, interesul este asta. De aceea noi vedem toată ziua la televizor, pungându-se ca așa, nu știu, nu se pare că sport, poate nu știu ce să, nu mai țin minte. Cine se împung. Așadar, gândim diferit pentru că avem interese diferite. Dar noi ne creăm propria realitate. A crea propria realitate înseamnă în același timp cu ceilalți. Pentru că toți gândim și această gândire. În momentul în care eu gândesc, emit în câmp, în spațiu. Asta despre fizica. Emit în câmp și acel câmp este modulat în informația, cu informația, conținutul pe care îl dau eu. Gândesc rău despre cineva, despre semen, el se întâlnește cu alt, cu gândul altui individ, se însumează, și deasupra capului formează un nor, din care noi toți ne alimentăm. Cum gândește lumea actuală? În război, în crize, în toate stupidățile. Ce privim toată ziua la televizor? Nu mai rău. Am scris în mintea de dincolo un capitol special. Că cel care face asta la televizor, gândind că este proprietatea lui, că aparține nu știu cui, nu este dreptul lui. Este și deranjul meu. Această demagogie, că schimb canal, este o ordinară demagogie. Păi da. Tu îmi ceri mie să schimb canalul pe ce deja m-ai intoxicat? Pentru că schimb canalul tocmai pentru că am văzut ce face. Deci acest stres de întreține continuă a negativității. Și știți de ce? Trebuie să vă spun ca neurolog. Avem 5 conexiuni pentru rău și numai una pentru bine. Răul aduce rating, răul tentează și atunci punem toate măscările, tot limbajul ăsta ordinar și toate rele. Dom'le, înțeleg asta, nu s-a mai făcut nimic. Nimeni nu mai muncește, nimeni nu învață. Avem, uite, ați văzut copiii ăia, la gimnastică au luat aur, la chimie au luat aur. N-au luat aur la chimie, e un fals. Mă rog, nu l-au luat, dacă mea să nu vreți să-l ia, nu l-au. Ați creat realitatea asta. Bun. N-a luat nimeni niciodată, nimic domnul. N-a luat nimeni niciodată, nu? Bun, n-a luat. Eu cred că înțeleg să se face totuși ceva, se muncește, da? Da? Înțeleg că sunt și oameni de altă opinie aici, dar e libertate, puteți să vreau să vreți. Așadar, există alt element de ultimă oră.
Poate că nu să fie de acord cu mine, dar nu trebuie să fie. Nu o să-mi schimb opinia. Experiența mărții clinice. Păi, experiența mărții clinice începem în 1975. Până atunci, sigur, s-a vorbit despre experiențele astea, dar ca vizarerie. Domnule, auzi, ăla a murit și s-a întors, uite ce spune de pe acolo. În 1975 ajunge în creierul unui psihiatru, obsesc și filozofie, Simon Moody, și scrie o carte, Viața după viață, Life After Life, care răstoarnă tot ce se știa până atunci. Opiniile au fost teribile. Mass media l-au primit cu aplauze, în timp ce colegii au spus, e o fantezie, e o stupiditate, e o prostie, cum să fie așa? Adică, să există oameni care mor o moarte clinică, se întorc de acolo și povestesc ce s-a întâmplat din timp. Ei, din clipa aia foarte mulți confrați au străduit să-l contrazică total, să demonstreze că nu e adevărat, că l-ați fantezit. Și s-au apucat și ei și-au luat pacienții lor, mai ales cardiologii, toți profesori universitari, și numai că l-au contrazis. Au venit cu argumente în plus. Așadar, tot ceea ce am scris în mintea de dincolo sunt experiențe făcute de oameni de știință, oameni cu o operă științifică, oameni de acolo, medicină, beneficiem cu toții. Și când mă cer cu unii prieteni, spun, tu vrei așa. Tot ce au făcut ei ca operă științifică e valabilă. Dar când au spus, au scris, studia moartea clinică, nu mai e valabilă, că nu se potrivește cu teoria din capul tău. Te privește. E dreptul tău. Se gândește asta. Dar lucrurile stau așa. Contrazic o serie întreagă de legi ale fizicii. Pentru că moartea clinică demonstrează că dincolo de corpul nostru fizic avem, suntem o entitate spirituală, avem un spirit care merge într-o altă dimensiune, o lume care este făcută numai din lumină, lumină, spuneam, albă, lumină vie, e cu totul altceva. Toți spun că întâlnesc o ființă de lumină pe care unii îl sibilează cu Iisus, alții cu Dumnezeu, alții evident dacă sunt musulmani cu Homer, și mai departe. N-are nicio importanță. Poate să nu fie nimic din toate astea. Cert este că este o, lumină, o ființă de lumină care nu are chip uman, ce este, dacă vreți, ca un cer în care să-ți prevede ceva. Pentru că trebuie să înțelegem asta. Dacă există un Dumnezeu, acel Dumnezeu poate să are orice chip. Dată la o conferință de la muzeu, părinte s-a ridicat și a spus, omul doctor, vreau să vorbim de câmpul cuantic, dar nu pot să pun oameni să se roage la câmpul cuantic. Întâlnind Dumnezeu ființă. La părinte. Dumnezeu este acea ființă care a făcut câmpul cuantic, nu invers. Și toate celelalte câmpuri. Și El îi apare fiecăruia în funcție de ceea ce se imaginează El, că e Dumnezeu. Dacă El, Dumnezeu îl vedeți tradițional ca un bătrân așezat cu un tron, îl vedeți ca un bătrân. Barbă și coral. Dacă îți imaginezi că e un înger, să vezi un înger, așa mai departe. Pentru că, spuneam, ceea ce gândim, creăm ca realitate. Deci Dumnezeu poate să ia orice chip. Este începutul tuturor lucrurilor. Și noi toți suntem, fără excepție, de la frunză până la om, expresia acestei energii divine. Această energie o numim spirit, o numim suflet. Sufletul este, de fapt, partea intermediară între spirit și corpul fizic. Suntem aici pentru a experimenta, pentru a învăța. Condiția fizică ne permite să învățăm unele lucruri pe care nu le putem experimenta în condiția de dincolo. Am eu o metaforă și spun că și aici și dincolo mărul e la fel de roșu, de parfumat, numai doar aici putem gusta. În condiția noastră fizică. E bine? Dincolo este o lege morală. Acolo nu există asuprire, nu există nimic de ceea ce gândim noi aici, ci din potrivă. Experiența mărții clinice demonstrează că dincolo de noi avem un spirit care trece în planul paralel nouă, eu cer, o numesc o iluzie albastră. Cei care au mers cu avionul se pot ridica până la 10.000 de metri și au văzut că nu este niciun cer. De fapt, numai la câteva de metri este nor și dincolo nimic. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu într-un nor. Eu cred că universul de dincolo începe de aici până la infinit. În consecință, eu cred că Dumnezeu este acea... acel
câmp, inteligent, cu toate însușirile care le știm și care este dublarea tuturor lucrurilor. Eu cred că nicio celulă nu ar putea să funcționeze dacă nu este animată de această scânteie divină, de ceea ce numim vieță. Pentru că Dumnezeu, în ultimă instanță, înseamnă viață. Tot ceea ce este mișcare e Dumnezeu. Tot ceea ce am creat noi, scaunul nostru, este expresia experienței mele, a minții mele. Moartea experiența morții Cristi demonstrează că nu există moarte. Noi ne lăsăm corpul fizic aici, Pământului, în care l-am format, și trece un planul de dincolo, un plan paralel, în care avem o eternitate. Deci suntem în alți termeni nemuritori. Aceasta spun experiențe de laborator. Aceste experiențe s-au făcut cu studiul creierului. În ultima carte care am scris-o, Mintea de dincolo, am adus numai argumente științifice pentru a înțelege că nu este vorba de fantezia nimănui. Ba mai mult, sfidează legile fizice, pentru că în termeni noștri, dacă un om își pierde cunoștința și nu reanimăm mai devreme de 5 minute, creierul moare. Ori, oamenii care au experiențe clinice revin și după o oră sau come de săptămâni și creierul este intact. Mai mult, toți oamenii care au trecut prin asta vin de acolo vindecați de cancer, de o serie întreagă de lucruri pe care noi nu le facem în condiția asta, de aici, în condiția fizică. Și atunci mă întreb, de unde vin acești oameni? Vin din nimic? Vin din zero? Din aer? Sau vin într-o lume reală? E bine, lumea aceea pe care o numesc dincolo este mai reală decât lumea de aici. Fă mai mult, aceea e lumea primară din care venim noi. Primii oameni care au fost creați au fost creați în spirit, după aceea au trecut în formă fizică pentru a experimenta. Iată că o serie întreagă de lucruri de cunoaștere încep să se schimbe, încep să ia alte forme, alte proporții, alte înțelegeri pentru noi. Asta ne spune nouă că dincolo sunt școli, sunt universități, sunt neuropsihiatri, psihologi, pentru că, de pildă, un Alzheimer care uită tot ce este aici, în planul de dincolo, pur și simplu, este ca într-o carantină. Fac psihoterapie. Vă puteți să dumneavoastră imagina, vă dau exemplu acestui Daniel Brinkley, care în coma, aici în spital era în comă și dincolo învăța circuite electronice ca să facă un aparat, un dispozitiv pentru sănătatea oamenilor. Ne-am putea noi imagina că există în alt plan cineva să învețe electronică? Un om în comă? Nu. Domnilor, acestea sunt realități care sigur că da, vi se par fantezii, dar acestea sunt studii. Este posibil ca în anul viitor acest Daniel Brinkley să vină, nu știu din ce motive, spune că îi place România. Așa cum a venit toți. Iată că lumea se mișcă. Ultima secțiune și cu asta închei. Ultima secțiune este. De fapt, cine suntem? Despre asta. Știm acum că nu suntem doar un corp fizic, ci suntem un spirit care dispune de un corp fizic. Că nu există moarte, există doar o trecere a conștiinței din planul fizic în planul eteral, de dincolo. Planul de dincolo este un plan non-fizic, de aceea nu-l vedem, este sub forma de undă. Noi suntem particule, lumea cealaltă este undă și noi nu vedem unda fiindcă nu suntem programați. Pentru a percepe unda, noi trebuie să creștem frecvența. Eu cred că prin spiritualizare vom ajunge să putem comunica sau sper să vedem lumea de dincolo, pentru că între noi și lumea cealaltă nu este decât o chestie de frecvență. Dacă lumea fizică, pentru un punct, nu poți să tragi decât meargă o singură dreaptă, dincolo, într-un punct poți să fie infinitate de luni, pentru că nu sunt decât frecvențe. Dincolo nu este ieri, azi, mâine, nu este timp și spațiu, există un continuu spațiu-timp. De aceea unii oameni pot să facă profeții, pentru că anumiți oameni trec în dimensiunea de dincolo. În dimensiunea de dincolo îi pot totul e înscris în același timp. Cei care vin de acolo vin spiritualizați, vin cu o informație extraordinară. Unul dintre oamenii care sunt cei mai credibili era un chirurg de la Harvard și cercetător care face o comă într-o encefalită purulentă, stă o săptămână în comă și când se întoarce de acolo, când revine, în primul s-a rugat foarte mult. Uite, vedeți, la noi nu se face asta, dar în Occident și în Anglia și în America se fac. Sunt prea multe lucruri. Nu poate să se pot vorbi. Depinde de rugăciune. Argumente pentru divinitate. Ca să închei capitolul și până să revin la asta. Argumente sunt. Există teologia naturii. Toți putem să vedem că există ordine. Există peste 35-36 de constante care ne permit să fim. Viața n-ar fi existat dacă asta. Vă dau un simplu exemplu. Particolele la nivelul nucleului atomic sunt menținute de multe forțe. Dacă această forță se schimbă, procentul este 0,03, infinit de mic. Dacă acest coeficient
În cele 14 miliarde de ani de când există Universul apreciat, da, pe noi, poate că nici nu are, da, cel puțin la astrofizic vorbim așa, s-ar fi schimbat cu o fracțiune secundă, tot Universul ar deveni o implozie, o bombă nucleară. Este ceea ce se întâmplă, exploziunea nucleară. Și totul nu se întâmplă. Toți acești parametri constată. Mai mult, Pământul se pare că este așezat într-o fereastră cosmică, tocmai ca să putem să studiem cosmosul. Dincolo de Pământ, pe alte planete, nu poți să studiezi cosmosul. N-ai această fereastră. Și asta o spun astrofizicieni. Rugăciunea. Rugăciunea, toți am crezut că este o chestie așa, și cel la pe rost, te aude cineva. Ei bine, ne aude. Ne aude. Noi creăm un canal între noi și Creator, Forța Divină sau poate alte entități care pot să răspundă rugăciunii tale. Studii. N-am timp să vă citesc și nu vă consum timp. Reviste, sute studiate la Harvard, studiate în San Francisco, spitale, s-au făcut grupuri de medici și de oameni care se roagă pentru cei buni. Iată un studiu. De 5 ori mai puțină medicație la același diagnostic, la lotul la pentru care se roagă cineva, vindecare într-un timp de 2 ori mai scurt. Motiv pentru care când de unele spitale, chiar de Fițoasă și Fițoasă Anglie, s-au creat grupuri de rugăciune, dar s-au creat și în America, spuneam, care se roagă pentru cei cu boli, mai ales incurabili. Și acesta funcționează. Vă vorbeam despre chirurgul Ibn Alexander, neurochirurg la Harvard. Deci, Harvard, nu știți dumneavoastră, este emblema numărul 1 Americii, de Cambridge-ul pentru Anglia. Pentru el s-au rugat foarte mulți oameni, în grup. Ei bine, când și-a revenit, el povestește că vedea vac grupuri de oameni în genunchi care se rugau și simțea efluvii că îi dădea o stare de bine, deși era în comă profundă. Apropo de rugăciune. Rugăciunea are un efect extraordinar cu cât merg mai mult. Dacă vrem să creăm o realitate, este important ca această realitate să fie rugăciunea să fie făcută de cât mai mulți. Se cheamă efectul Maharish. Orașul american cu cea mai criminalitate este Washington. Într-un an, luna iunie și iulie, s-au rugat 700 de oameni să reducă indice de criminalitate. L-au redus cu 25%. Într-o seară era programată către Bush un bombardament asupra Irakului. 6.000 de oameni au fost conectați și s-au rugat în seara aceea. În momentul când trebuia să dea ordinul, nu l-a mai dat. Acest se cheamă efect Maharish. În copilăria mea, când trăiam la țară, am văzut cohorte de oameni, preoți în frunte, timp de secetă, păcând slujbe, pentru a ploua. După aceea venea ploaia. În copilăria mea am văzut papa rude care cereau ploaie și am văzut că plouă. Dar să lăsăm lucrurile astea. Scoate zi. Pentru unii. Știți? Toți avem o moarte și atunci o să ne convingem adevărul. Asta spune Mircea Eliade. Și atei vor vedea lumină. Dar mai târziu decât ceilalți. Avantajul sau dezavantajul lor. Știți, într-un avion s-a făcut un experiment. S-a urcat numai atei. Și avionul a trecut într-o mare zi de turbulență. Zgudea cumplit. Eu am trăit asta, că mai multe ori. Când au coborât, nu mai era nimeni atent. Poți să rugase. Revin la vreme. Iată ce ne spun anumite surse. Că putem să facem toate aparatele lumii, noi nu să conducem vremea niciodată. Vremea este așa pentru că gândurile noastre sunt astea. Universul are o roare de dezechilibre. În momentul când noi emitem, deci să ne înțelegem, sunt un univers două lucruri. Este lumină și întuneric, este alb și negru, este sus și jos, dreapta și stânga, el și ea, sunt toate lucrurile merg pe polaritate. Nu poți să vezi lumina dacă nu știi ce e întuneric. Cei care nu sunt văzători din naștere, nu știu ce e lumina. Imaginați-vă, culmea este în moartea clinică, îi văd lumina și văd ce se întâmplă în jurul lor. Este unul din marile argumente că ei n-au fantezii, pentru că spun lucruri pe care niciodată nu le-au văzut înaintea lor. Cu ce ochi văd ei dacă ochii anatomici nu mai există? Cu ochii sufletului. Atunci există suflet? Negați-l dacă vă convine. Că cu negarea asta suntem aici. Tot ignorând, tot negând, am ajuns aici. Și dacă nu vrem să învățăm nimic, nu știu ce lăsăm în urmă. Poate doar întâlnim. Mă întorc la... Ei bine, sursele spun că
Putem să facem toate aparatele. Avem aici un meteorolog. Și spun asta. Niciodată cu aparatele nu o să schimbăm vremea. Spuneam că Universul are o roată de dezechilibre. Tot ce emitem noi în spațiu, de atenturi negative, perturbă echilibrul. Și atunci Universul se tulbură, creează dezechilibre pentru a se echilibra. Asta se întâmplă cu Pământul, care înseamnă că este o ființă vie. Asta se întâmplă cu Universul, cu tot ce se întâmplă în spațiu. Și spun următorul lucru. Când vom considera că tot ceea ce se întâmplă în atmosferă sunt expresia unei minți, a unei gândiri, și când noi vom începe să colaborăm la modul pașnic cu acea gândire, cu acea minte, pur și simplu să-i vorbim, să-i implorăm, atunci vom schimba vremurile. Până atunci, o să mai fie multe inundații. Ați auzit în Iugoslavia, apa până la etajul 3. Asta se întâmpla dacă vremea lui noi. Și nici nu credeam asta. Dar sigur că da, dacă n-ai găsit niciodată o carte despre lucrurile astea, n-ai citit niciodată, n-ai nicio experiență, e foarte greu să le înțelegi, să le crezi. Pentru că, deși noi suntem toți lăsați în același proiect, aici suntem cu nivele de evoluție spirituală foarte diferite. De aceea ne înțelegem unii pe alții. Dar noi nu trebuie să-i urâm pe cel care e de acord cu noi. Este dreptul lui să creadă ce vrea el, e dreptul lui să nu-l buscăm, să nu-l urâm, ci împotrivă. Și ei, cei care nu înțeleg acum, vor înțelege mâine. Pentru că totul este în evoluție. Totul este o evoluție. Și mă întorc la creier, la puterea minții și cu asta încheie. Domnilor, suntem aici pentru că toate credințele noastre le-am format până la vârsta de 7 ani. Și până la 7 ani noi nu avem, ci nu avem capacitatea de discerne. Nu avem discernământul să știm ce e bine și e rău. Trebuie să vă spun ca neurolog că orice idee, orice concept ai nevoie de o rețea neurologică în creierul nostru, aparte. Tot ceea ce ne formăm noi ca mentalități, obiceiuri, credințe, vicii, etc., ocupă în creier o rețea și o formează în câteva minute. Această rețea neurologică o purtăm cu noi de-a lungul vremii și mereu ea ne aduce, este suportul gândirii noastre și mereu o alimentăm cu gândurile noastre negative însușite fără discriminare. Există două moduri de a educa copiii. Există copii care sunt receptivi la educația familială și atunci este ceva din el, și copii care nu sunt receptivi la educația familială, ci doar a străzii. Și ceea ce învață nu este de bun augur. Așa, diferiți. Acela are nevoie de multă altă educație să ajungă acolo. Așadar, noi putem să schimbăm aceste rețele neuronale schimbându-le modul de a gândi, de a forma noi rețele neuronale. Putem să devenim în felul acesta conștienți de ceea ce atâta vreme am fost inconștienți. Există posibilitatea noastră de a schimba, de a ne vindeca, de a schimba planeta, de a schimba lumea. Avem toate resorturile pentru că conștiința noastră este cea care dirigează creierul. Fizica cuantică și experiența morții clinice demonstrează că nu creierul este cel care produce conștiința. Mintea este suma noțiunilor tuturor. Creierul este receptorul. El este cel care traduce informația din planul conștiinței, care spuneam că este ram din conștiința cosmică, în noi. Dacă n-am avea creierul, creierul respectă un cod etic. Asta l-am descris. Ce înseamnă cod etic? El nu prelucrează informația negativă în același loc cu informația pozitivă, ci din potrivă locuri diferite. Tot ceea ce este negativ schimbă chimia mea. E o chimie nocivă. Chimia nocivă înseamnă boală, înseamnă scurtarea vieții, înseamnă iritare, stres, toate neajunsurile care un om le poate avea. Din potrivă, informația pozitivă, armonia, compasiunea, iubirea, asta este ce e nouă. Dacă nu-l iubesc pe celălalt, măcar să-l accept. Asta este ce e nouă. Ei bine, toată informația pozitivă, din potrivă, ne dă o chimie favorabilă sănătății, longevității și minții. Cum să ne păstrăm creierul sănătos? Și cu asta închei. 1. Creierul este ca mușchi. Nu-l folosiți, se apropiază. 2. Este musai, neapărat necesar să avem în viață o credință. Tu, dacă nu crezi în Dumnezeu, crezi măcar într-un mobil, dar într-un mobil nobil. În ceva care este util și ție și semenilor. Cam spus, orice gândim contra semenilor, perturbăm întregul univers. Fiecare om bun îmbunătățește universul, fiecare om rău îl răiește. În sensul că strică această atmosferă. Spuneam că eu emit câmpuri și câmpurile mele interferează câmpurile celelalte, așa cum vremea
Vreau să schimb vremea, câmpul minții mele interferează celălalt câmp, pentru că și mintea mea și universul sunt formate din aceeași materie, aceeași energie. Asta trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna, dacă vrem să înțelegem. Bun. Revin. Deci, antrenamentul, învățarea, credința, optimismul. Depresia funcționează ca o travă și distruge enorm de multe creier. Uitați-vă la oameni că după un an de la pensionare, când omul este exclus social, bine, nu mai știe cum îl cheamă. În Occident există instituții care angajează imediat pe individ, îl folosește fără să-l mai plătească, evident, de resursele lui de până atunci, dar îl folosește, el are încă sentimentul că mai este util social. În momentul în care omul este abandonat, este părăsit și mai ales asta se întâmplă cu părinții abandonați de copii, lipsa lui de afectivitate. S-au luat pui animalelor de toate speciile și au îndepărtat de mamă. Imediat creierul s-a atrofiat și n-a mai funcționat. Nevoia de mângâiere, de atingere. Orice ființă umană are nevoie, nu numai ființă umană, și ființă animală. Este un mare păcat să se abandonezi părinții. Acei care te-au crescut. Pentru că aceasta este legea firii. Și totul se plătește. Efortul fizic, măcar o jumătate de oră pe zi, mers pe jos. Cel puțin o jumătate de oră pe zi. E util creierul, este util inimii, este util ficatul, este util bolă. Adică dacă ai o vară, e nevoie de asta. Aerul, lumina. Stat cât mai mult în lumină. Noi nu primim de la soare numai lumina, cum credem. Noi primim o energie necreată și dâns și vorbesc despre energie necreată pe care mintea mea o transformă în propria mea substanță. Noi nu numai oxigen. Asta e eroare. Știința o să ajungă la această concluzie cândva. Noi luăm energie necreată, luăm această lumină, zi de lumină albă și transformăm în propria materie. Dacă gândim negativ, aceea va forma o substanță care este nocivă nouă, dacă din potrivă le spiritualizăm, vom avea o cu totul altă aliură, o aliură a sănătății. Așadar, concluziunea. Noi nu suntem doar un corp fizic, suntem un spirit care poartă un corp fizic temporar, suntem aici pentru a experimenta, pentru a învăța, pentru a învăța lecția iubirii, lecția armoniei, a compasiunii pentru semeni. Suntem aici pentru a colabora, pentru a împlini legea și misiunea pe care Creatorul ne-a dat. Mulțumesc pentru atenție! Întrebări pe care le știu. Dacă îmi permite, stimate domnule profesor, în contextul tuturor celor precizate de către domnia voastră, aș dori să ne explicați câte ceva despre miraculosul fenomen al neuroplasticității. Simplu. Condițiile în care ați vorbit și despre această capacitate a creierului de a crea rețele neuronale. Deci, începând din 92, lumea științifică știe despre creier mai mult decât tot ce a aflat în întrunca sa istoria anterioară. În 1992, până atunci, noi, începând cu Ramonica Hart, care a descris neuronii și a luat premiul Nobel în 1906 și a făcut un decalog al creierului, dacă vezi, spunea că creierul nu se dă o dată pentru totdeauna și niciodată o celulă din creier nu poate fi schimbată. Părea logic. Logica era asta. Păi neuronii cu care eu am învățat cum mă cheamă, cine sunt și lumea din jur, dacă îi pierd, înseamnă că la un moment dat nu mai să știu cum îi cheamă. Și că noi, dacă aș avea neuroni noi, ar trebui să învăț. Așa este, e o logică. Numai că, atunci am înțeles că dacă noi ne formăm zilnic din celule nediferențiate, noi neuroni, nu mai neuroni și altfel, dar mă refer la creier acum, asta înseamnă că neuronul nou nu vine la cel vechi care deja a murit să ia informația. Pentru că morții nu pot să primească niciodată o tapetă de la vii, nu? Sau vii de la morți. Și atunci, logica. Logica este asta. Informația nu este în neuron, este în câmpul conștiinței. De aceea, când plecăm dincolo, în de dincolo, ne plecăm cu toată informația. Deci, atenție, nu uităm absolut nimic. De pildă, o fetiță, în regresie, și-a adus aminte
Când era lângă mamă, s-a în bucătărie la un an și jumătate și atunci îi greșeau farfurile și s-a spart și mama s-a supărat. Dom'le, asta e un fapt total nesemnificativ să ține cineva minte. Deci dincolo plecăm cu toată informația de aici. Să vorbesc despre judecata ultimă. Judecata ultimă mie îmi pare rău că vorbesc aici. Cred că e lui Iisus, pentru că Iisus vorbește de iertare și de iubire. Dar există o judecată și nu judecată. În fața ființei de lumină și întreba ce ai făcut cu viața ta. Și apare filmul retroactiv, panoramic, tot ce ai făcut, cele mai nesemnate lucruri, tot ce ai făcut bine și tot ce ai făcut rău. Tot ce ai făcut rău în viața ta, îl vezi pe cel care ai făcut rău și trăiești toată suferința lui. Adică îți dai seama atunci de câte rele ai făcut. Un lucru util. Cineva, dintr-o mie de lucruri rele, a văzut cum a tratat un individ care rămăsește fără benzină până la stație. Și el întreabă ființa de lumină, bine, zice, pleacul ăsta, ce importanță are de mi-l arăți? Zice, pleacul ăsta are importanță extraordinară, pentru că omul nu ți-a cerut, te-ai oferit tu și nu i-ai cerut nimic. Au mult mai mare valoare lucrurile pe care le facem fără să ni se ceară, decât să cere. Întorc la neuron. Deci, creierul această capacitate de a forma în permanență neuroni noi. Informația nu este în el, ci este în tun. Și ca atare, când nou a murit neuronii din hipocamp, care el este cel care te aduce memoria, din noi neuroni, din câmpul conștiinței, ia informația și o duce mai departe. Așa, explicând continuitatea informației pe care o avem și nu faptul că în fiecare zi trebuie să învăț, cum urmez, că noi neuroni nu aveau informația respectivă. Vedeți? Neuroplasticitatea înseamnă capacitatea creierului de a-și forma în permanență noi rețele. Orice concept nou, dacă învăț o limbă străină, dacă învăț ceva și nu l-am avut în minte până atunci, formează noi rețele neuronale. Noi asta trebuie să înțelegeți că avem mai multe rețele neuronale decât avem, decât există stele în Univers. Adică 10 la puterea 80 sunt stele în Univers, iar noi, creierul nostru, are capacitatea de a forma rețele și conexiuni 10 la puterea 1 milion. Este cel mai complicat aparat din Univers. Aceasta este creația Creatorului pentru a se exprima prin El. De aceea noi, omul, suntem singura ființă care suntem alături de Creator, co-creatori, de aceea noi avem rațiune, cultură. Toate celelalte ființe trăiesc numai prin darul naturii, fără să poată ei să-și creeze condiția de existență. Din păcate, dându-se liber arbitru, ne-am creat o civilizație, ceea ce e lucru extraordinar. A spune că știința este rea, este o mare eroare. Medicină și atâtea alte lucruri. Gândiți-vă că în Evul Mediu sau în Antichitatea să trăia 25 de ani și au câți bătrâni. Bătrâni totuși, prin 70-80 de ani, este grație medicinei, iar știința este indiscutabilă. Eu vorbeam numai de erorile, limitele științei. Pentru că, iată, vedeți, și religia a avut limite lui ei, și știința are, și în clipa de față vorbim de nevoia unei sinteze între tot ceea ce timpul a dovedit a fi peren, viabil, din religie, știință, istorie, tot practicile. Că avem experiențe empirice care nu sunt neapărat știință. Și acelea sunt lucruri pe care le facem. Țăranul n-a învățat niciodată facultă și îți face toate lucrurile de utilitate lui. Sau cel puțin asta am văzut la părinții mei. N-a învățat carte, dar este o experiență empirică. Și are valoare. E bine, lumea viitorului face o sinteză de toate aceste lucruri și în sfârșit sperăm să schimbăm lumea. Asta ne urmează. Capacitatea de a forma noi conexiuni, în consecință, noi noțiuni. De a învăța în permanență altceva. Da. Andreas Crucescu Marin și în final a spus că informația negativă vine de undeva. Dacă îmi permiteți, și aș dori să mă corectați, informația negativă vine din faptul că ne hrănim necorespunzător. Un anumit tip de hrană ne creează stres, ne creează... Corect. E practic vorba de carne, lapte, corect, și brânză. Corect, da. Aceste elemente, și hai să luăm găina sau porcul. E dacă e de acasă, că sunt în momentul când este sacrificată, ea nu vine să fie tăiată. Vino să mă tai. Ați văzut ce se zbate? Ce se întâmplă în ea? Glandele suprarenale? Știu, se adună. Nu-mi permite să vină și asta le rog. Nu-mi permite să vină pentru oameni. Pentru cei din sală. Bine, explicați. Numai lumină, vă rog frumos.
emit niște hormoni de stres cu așa putere care intră în toți mușchii și fac ca animalul să se bată când este tăiat. Nu e dreptul nostru să tăiem un animal. Și atunci trăirile animalului se transmit în noi. De asemenea, pe o bucată de carne de 10 cm pe 10, cu o grosime de 3 cm, sunt 100 de metri de vase cu sânge, care sunt de două feluri. Să mă corectați, vă rog frumos, că nu sunt de meserie medic, ci sunt vegetarian și autodidact. De medicină se vorbească totuși medici. Păi, dumneavoastră sunteți medici. Eu pe domnul Paul îl pun dacă matematică nu-l pun să-mi spate medicină și nici despre mine invers. Aceste vase cu sânge sunt de două feluri. Sângele care duce hrană la celule și sângele care vine cu toxine. Noi le ingerăm, le mâncăm. Toate aceste elemente și multe altele, ca să nu repet timpul, ne fac o stare de stres, o stare de rău în organism, o stare de a gândi rău. De aceea stresul, de aceea situația în care ne aflăm e creată de noi și nu de altcineva. Vă mulțumesc! E corect ce a spus. Noi ne-am format formula genelor care prelucrează informația alimentară la vremea când eram vânător și plegător de fructe, că n-am fost întotdeauna cu trenuri și avioane de mare viteză, nu? Am fost și în epoca primitivă. Și modernitatea ne aduce o serie întreagă de alimente sintetice, etc. Carnea nu mai e carne. Și trebuie să vă spun că din dorința de a câștiga, asta e societatea modernă, este o societate consumistă a banului, să câștigi banii cu orice preț. Nu. Prima oară lucrurile, asta este păcatul omului. Prima oară omul vrea să facă ceva care să corespundă unei nevoi. Și este perfect. Folosește inteligența, știința, este un lucru excepțional. Numai că el nu știe ce consecințe are în ala lung, în timp privind, ce se întâmplă cu ceea ce face el. Și în momentul în care simte gustul banului, îi dă seama că face rău, nu se oprește. Aici e rău. Aici greșește și știința și tehnologia. Avem foarte multe sisteme tehnice excepțional de bune, dar care produc și foarte mult rău, nu ne mai oprim pentru că asta ne aduce bani. Toate dulciurile astea frumos colorate sunt euri, sunt cu substanțe nocive pentru organism. Ei bine, nu ne oprim pentru că asta ne aduce bani. Unde suntem o societate consumistă, sunt societatea banului. Deci nu mai contează sentimentul, nu mai contează înțelepciunea, contează doar sentimentul. Reclama. Eu când văd, scriindu-se, costă 99 și 90 de bani. 49 și 90 de bani. Lumea apucă nebunia. Noi toți suntem tâmpiți, idioți, adică ăla în loc să spună 50, să-mi spune mie 49 și că lasă-mi face mie rabat la 10 bani. Asta e un cretinism. Pur și simplu, băiat de idiot. Am colegi, prieteni care lucrează la firme și îmi spun, bă, cine mă învață tâmpenia asta? Oho, să zice, abar n-ai câtă știință de a te păcălui, ne învață. Dar banul ăla ți-l dărești. Asta e, mă încălzește, 10 bani sau faptul că el își bate jodă mica mea. Bun. Încă o răspuns la acelui și cu asta vastră. Atâta vreau să vă spun. Că dacă mâncăm prea mult, dacă vrem să păstrăm creierul, că să reducem numărul de calorii, adică să carne, agresivile, saturate, trebuie să facem uz de ele cât mai puțin posibil. Deci, acea poveste, acel mit gras și frumos, nu prea este frumos. Bună seara! Bună seara! Vreau să mă suportați câteva minute, stimate domnule profesor. Nu, eu dânsi. Am fost fascinat, efectiv, sunt copleșit de ceea ce am auzit în astă seară de la dumneavoastră. Nu este pentru prima oară când aud din răsfață, pur și simplu, cu pledoarii excepționale, început cu Dan Puric, acum câțiva ani, continuăm cu domnul, profesor, dacă vreți, da? Profesor universitar Tașna de Alexandru, acum cu dumneavoastră și ce va urma, se va vedea. Permiteți-mi o tabletă cu trei momente. De-ar fi să aleg. De-ar fi să aleg între Audi, ce ne oferă lucruri atât de inedite, sănătoase, și acel Audi pe patru roți și face parte dintre mașinile luxoase, pe primul sigur că l-aș alege,
prin el aflu lucruri atât de frumoase, cu atât mai mult cu cât detest tot ce e opulență, deci și mașinile bengoase. Ce ar mai fi? Primul Audi înseamnă irefutabil iertare, trăire prin iubire. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin asta sintagmă nu e ne-a dat de știre ce poate fi în lume fericire pentru un trup, un suflet și a omului menire. Nu prin mensana in corpore sano, cu toți trăi vom senin până în nemurire. Iată de ce acest Audi cu spirit am ales, nu pe acela efemer, riscant și material. Cred în acest Audi, în astă lume ce tinde a se pierde, el rezistă, el e acel val, valul iubirii, din credință tare, iertare, împăcare, iar omul tinde spre moral, curat, ca în al vieții rost, ce în al vieții rost îl are Dumnezeu, căci fără el totul e absurd, e glacial. Vă mulțumesc pentru asta. Stimate domnule profesor, n-am să vă întreb nimic. Nu pentru că sunt complexat, dacă vrei și pentru asta, de ceea ce dumneavoastră ați pledat, dar pentru un lucru extrem de important. Din pledoaria dumneavoastră, extraordinar de interesantă, se confirmă trei lucruri pentru experiența cognoscibilității vieții mele, dacă vreți. În sensul în care ați vorbit despre acei fotoni, acea lumină orbitoare, care în anumite momente poate să apară în viață la fiecare. Din păcate, în momente dramatice, dacă nu chiar tragice. Am cunoscut în urmă cu 15 ani această situație. Deci pot să confirm aici, față de pledoaria dumneavoastră, care din acest moment, dacă vreți, și din acest motiv este super beton, că se poartă expresia asta, cât este de adevărat. Am văzut acea lumină orbitoare a acelui tunel, terminus probabil, pentru viața pământeană, după operație la câteva minute când trebuia să fiu dincolo. Pentru că am mers în ultimul moment la acea operație, la spitalul Pandur din București, într-o operație renală. Putea să devină blocaj renal și mă aveam de trăit cam un sfert, nu academic, un sfert de oră. Al doilea moment s-a întâmplat în urmă cu pe 31 această lună, se face chiar un an de la o operație extrem de complicată pe care mi-a făcut-o colegul dumneavoastră, neurochirurg, dacă vreți, domnul Exergian de la Spitalul Emilia Baptazar Arsenii din București. Atunci, după aceea extrem de complicată operație, când puteau iarăși să fiu dincolo, într-o altă cumpără a vieții, mi s-a spus de către personal din subordine să mă rog foarte mult, în mod inutil, o făceam oricum, la divinitate, la Dumnezeu. Am făcut-o nu pentru că mi s-a sugerat, am făcut-o din convingerea mea. Doar două lucruri l-am implorat. Dacă nu mai suportați, am terminat. În sensul că am făcut o operație extrem de complicată, am plecat pe piciorușele mele și, precum vedeți, sunt în verticală. Și a doua condiție, aceea de a putea să mai conduc mașina, să nu chinuiesc pe alții sau să nu mă chinuiesc pe mine. Asta e a treia, vă mulțumesc! Vreau să spun o simplă întrebare. Care mă contrazice? Cine vrea să contrazică ce am spus eu? Domnul, vreți? Nu? Vreau să fiu contradis cu argumente, nu așa că nu vreau eu. Când nu avem rețeaua neurologică, ai aranjată. Deci, mărți. Da. 30 de kilometri. Asta mi-e întrebare. Dacă vreți, discutăm după. Deci? Hai să discutăm după. Deci e o brătiană. Eu știu, vă înțeleg, discutăm după, da? Când ieși la afară. În copilărie v-a plăcut să citiți. V-a plăcut cartea. Mie nu mi-a plăcut. De ce? Că a fost grea.
Este opinia dumneavoastră și vă respectăm, îl lăsăm pe medicul, deci profesionistul, cercetătorul științific, să emită aceste teorii fundamentate științific, care sunt revelație unde e. Vă rugăm foarte frumos. Revelația unde e. Vom discuta pe tema aceasta cu prilejul unei alte conferințe, vom invita un profesor să ce mai să lăsăm. Vă rugăm. Profesor Ghica Ion, teoria dumneavoastră seamănă izbitor de mult cu concepția lui Valeriu Popa. Dacă l-ați cunoscut, eu l-am cunoscut acum 20 de ani, vin de curabile medici care au scris cărți despre el, dr. Octavian Popescu, Ovidiu Harbă, dar am vorbit cu mulți în același sens, vindecare prin gândire și toate se potrivesc. Bun, aveți o întrebare? Dacă l-ați cunoscut și ați colaborat, da, cu ați vorbit pentru... Da, doamna. Aș vrea să vă pun două întrebări. Prima, undeva în într-una din cărțile dumneavoastră, dincolo de mine, de dincolo, de fapt, apare această problemă. Deci, știința a demonstrat un adevăr pe care, practic, l-a contestat 400 de ani. Da. Da? Perfect. Acum, eu mă întreb. Deci, știința vine și demonstrează adevărul. Religia. Exact este adevărul ei, da? Când știința și religia vor sta la aceeași masă și vor spune, susținem acest adevăr, este corect. Niciodată. Foarte corect. Niciodată nu vor sta. Pentru că, părerea mea este că atunci, cele două se vor întâlni și vor demonstra că este un adevăr inimos. Că adevărul nu poate fi decât unul. Ok, a doua întrebare. Atunci, poate lucrurile vor fi. A doua întrebare. A doua întrebare. Știți noi oamenii, avem așa o teamă furtivă de trecerea spre lumea veșnică, de moarte. Aș putea în asta să ne mai trase câteva lucruri, pentru că eu ce am citit nu este ceva de speriat, nu este o teamă extraordinară. Vă spun la mic, să zic că mai sunt și alte lucruri. Da, da, da. Experiența morții clinice, moartea clinică înseamnă moartea din care revenim. Moartea biologică e definitivă, ca să știm ce despre ce discutăm. Experiența morții clinice demonstrează lucrul cel mai fundamental. Nu există moarte. Deci nu trebuie să ne fie frică de moarte. Noi toți suferim de frică. Frica de moarte, frica de guvern, frica de polițiști, de ce vrei și ce nu vrei. Toate guvernele stăpânesc supușii sclavii prin frică. Frica este cea care face din creier. Da. Eliberați-vă de frică și veți fi liber. Aflați adevărul, veți fi liber. Asta spune Iisus. Da, sunt carte. La Pitești, când am fost, ați promis că veți scrie o carte despre Valea lui Iisus. Da, scriu. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da. E gata? E gata? Domnule profesor și doctor, vă mulțumim din adâncul sufletului pentru prezența dumneavoastră și pentru mesajul dumneavoastră. În timp ce vorbeați, mi-am amintit de doi medici. Înainte de 89 citeam o carte, Inima fiului meu. Cristian Varna. Este vorba de Cristian Varna. Realități. Deci relația cu Dumnezeu. Aici se învârte totul. Nici un om mare n-a fost necredincios. N-a fost ateu. Toma? Nici un om mare n-a fost ateu. Bineînțeles. Varna a fost cel care începe... Da, mi-amintesc de mama lui Voria când a ajuns la Cape Town acolo și
i-a spus, doctore, salvează fiul, mi se pare că a căzut în genunchi, iar marele chirurg Cristian Barnard l-a spus, Doamnă, Dumnezeu, și apoi mâinile mele. Îmi amintesc iarăși de domnul Irinel Popescu, domnul doctor, știu iarăși și ceva la concret, da? Când un ateu a venit acolo, l-am cunoscut pe acest om care nu credea în Dumnezeu, era profesor de istorie și era foarte grav bolnav. Și prima întrebare a lui Irinel Popescu, doctorul Irinel, domnule, am înțeles, ăsta este diagnosticul, crezi în Dumnezeu? I-a spus, nu cred. Atunci nu stăm de vorbă. Cam așa a fost discuția. Și bine, dacă nu are nicio legătură, dumneavoastră ești chirurg, zice pacientul, iar eu sunt cel bolnav, ai datoria să. Nu, domnule, eu nu pot fără Dumnezeu. Dacă vrei totuși să mai stăm de vorbă, ia cartea asta, vino cu mine și l-a dus la capelă, acolo, în spital, la Funden, citește până vin eu din cartea asta, nu știu ce carte i-a dat, vin după o oră și stăm de vorbă. În sfârșit, sunt atâtea exemple în lume și mă bucur că prin, deci grație domnului academician Pămuc, sunteți în mijlocul nostru și vă vedem în carne și oase. Mesajul dumneavoastră, domnul doctor, este iubirea, este relația pe care trebuie să avem foarte puternică cu Dumnezeu. Este normal. Și eu, ca teolog, știu acest lucru și acesta este viitorul. Binele sau răul, în mâinile noastre, fără discuție. Acesta este adevărul, părinte. Acesta este adevărul, da. Și mă bucur, aș vrea să îndemn pe cei care sunteți prezenți. Aceste cărți sunt niște cărți de care avem nevoie. Toți avem nevoie, indiferent ce pregătire avem. Eu le-am citit în afară de ultima, Mintea de dincolo, sau cum îi spune. Sunt cărți extraordinare în care domnul profesor vine științific și argumentează, da? Și apoi tratează și spune și despre revelațiile pe care le-au avut. Vorbește despre Sfântul Apostol Pavel. Deci nu e vorba neapărat să ai știință. În unele situații, Dumnezeu când vrea, neapărat ți-o dă, atunci când simte că dorește acest lucru. Sfântul Apostol Pavel vine cu el ca exemplu, vine cu Iacob Biome, interesant, un mistic german, secolul 16-17, care a avut o revelație interesantă și care era un simplu cismar. Și care după 12 ani de la această revelație a scris o carte. O carte, Aurora, și alte cărți apoi, care vorbește într-o carte, Marele Mister, unde vorbește despre genetică, despre geneza Bibliei, prima carte din Biblie. Lucruri extraordinare și ne întrebăm de unde acest cismar, care în Aurora, interesant, ce frumos se exprimă. Zice, dacă toți copacii ar fi scrii, dacă toate frunzele ar fi penințe, dacă toți munții ar fi cărți, dacă toate apele ar fi cerneală și încă n-ar fi de ajuns ca să se scrie despre răul care există în lume. Ceea ce vorbea domnul profesor, răul și binele. Deci răul este în noi. Se vorba cum gândim, fapta, cuvântul, gândul, toate se pot întoarce împotriva noastră. Iar ceea ce spune și Augustin în secolul 4 despre păcat. Păcatul este, de fapt, care rupe legătura. Orice faptă, orice cuvânt, orice dorință sau gând care sunt împotriva legii eterne. Legea eternă care ține echilibrul, armonia în univers și în noi. În sfârșit se pot vorbi, se pot spune multe lucruri. Iertați-mă, vă simt sigur că aveți multe. Am vrut să vă mulțumesc din suflet. Și vă dorim multă sănătate, domnul profesor, domnule doctor. Avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, de creștini ca dumneavoastră și sperăm din tot sufletul să, așa cum a spus, în curând știința, eu zic că este la masă de mult știința cu aici și este la masă, împreună să ne da.
Deci începutul s-a făcut. Vreau să vă spun, părinte, apropo de Iacob, a dat cea mai frumoasă definiție lui Dumnezeu. A zis, Dumnezeu este ochiul care vede și se vede. Extraordinar. Da, da, da. Adică Dumnezeu este și înăuntru și în afară. Dumnezeu este și intrinsec. Ce spuneți? Luteran era sau ce era? Probabil era nemț, spuneam, german, probabil. Deci luteran. Da, da. Da, definiția lui este excepțională. Da, da. Dacă îmi permiteți și mie, vă amintire de la asociația. Să rămână, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți și mie două cuvinte. Vreau să fac ceva referitor la o aluzie la domnul doctor Căunescu, care nu l-am mai văzut de 24 de ani de la Revoluție. N-am născut și am avut sarcină gemelară și atunci nu erau ecografe, nu... Să nu-l bârfiți deloc. Nu-l bârfesc. Mi-am pierdut un copil și unul mi-a rămas cu defecte și am luptat până... Numai eu știu, la Budimes, numai eu știu cum l-a reparat. Dânsul m-a lăsat pe masă și a fugit ca să vadă pe unde e Ceaușescu, pe la Târgoviște. Și când a venit a doua oară s-a pus. Mai era un copil pe mine. Mai eu știu cum l-a reparat. Doamna, 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 do